s-au confruntat după ce au devenit mame și cu care se confruntă și scriitorii sau nu? Adică, cumva m-ar interesa și partea comună sau și partea de diferență. Că aici e, de fapt, miza. Nu știu dacă să intrăm în zona asta, adică să intru eu în capcana asta confesivă acum, dacă... Da, cu siguranță sunt lucruri care vor fi diferite întotdeauna și nu e o experiență asimilabilă sau pe care un bărbat să aibă pretenția că o poate trăi până la capăt. În schimb, experiența, adică mai ales experiența aceasta fizică, corporală, care nu este niciodată doar fizică sau doar corporală, ci se transformă în mult mai mult decât atât, pentru că și sentimentele noastre, de fapt, sunt legate disolubil de senzațiile pe care le-am avut și de plăcerile sau suferințele pe care le-am avut, și atunci aici nu se pot substitui lucrurile, sunt sigur de asta. Dar și poate că asta este o chestie care va dura întotdeauna. Există însă și o experiență paternității care are grade diferite, așa cum și experiența maternității are grade diferite. Această carte, tocmai asta ne arată, de fapt, că sunt și scriitoare foarte diferite, care, dincolo de scrisul lor, au fost femei foarte diferite, sunt femei foarte diferite și această diversitate a experienței umane, dublată în cazul ăsta de talentul expresiv, de capacitatea unei scriitoare adevărate de a exprima lucruri particulare, idiosincratice, stranii, foarte personale, face ca această carte să nu fie un manual de maternitate sau nici măcar de scris sau nici măcar un revelator generic a unei astfel de experiențe, ci să fie ceea ce de fapt trebuie să fie orice carte de literatură, adică o incursiune, un experiment, o explorare în ceea ce înseamnă să fii om în foarte multe direcții și în legătură cu una dintre experiențele fundamentale ale umanității, care este asta. Dar, într-adevăr, aici sunt două lucruri distincte. Una este scrisul în sine, nu, care a fost urmărit cu anumită tenacitate, și cealaltă este, de fapt, relația scrisului cu maternitatea. Da, așa cum observa și Rodica, poate că sunt mai mulți bărbații care s-au apucat de scris despre copil și copilărie și să scrie pentru copii, chiar și în literatura română contemporană. Acum, în timp ce vorbeați, mă gândeam, nu sunt cărți despre asta, Radu Vancoare, asemenea cărți Dan Coman, nu despre copiilor și relația lor cu copiii, și ăștia îmi vin acum în minte așa, la o primă survolare, dar sunt sigur că mai sunt și alții. Apoi, autori care au comutat, cel puțin pentru o perioadă, pe literatură pentru copii, exact atunci când au avut nevoie, cumva, să facă puntea asta propriilor copii sau cu copii din jurul lor. Și care înseamnă și să recuperezi, de fapt, o experiență proprie a copilăriei tale prin acest eveniment cu totul special din existență. Diferența va fi și trebuie să fie, dar gradul acesta foarte diferit. Aici, pe mine m-a interesat, recunosc că am citit nu așa cap-coadă, ci m-am dus la scriitoarele care îmi plac mie, în primul rând, pe care oricum le citesc ca poete sau prozatoare. Și am luat tot așa, la cea care îmi place cel mai mult, după care am sărit la cea care îmi place pe poziția următoare, până când, ia vreo două, trei mi-am citit deloc. N-am apucat încă, pentru că nu știam nimic despre ele, nu neapărat, pentru că nu-mi place ce scriu altele. Și așa am văzut că
Textele astea sunt niște texte foarte bune pentru că le reprezintă. Sunt ele însele în stilistica și inclusiv în stilistica teologiilor. Da? Adică dacă o scriitoare este cumva foarte autocentrată în univers și cosmosul se face în jurul ei, în funcție de ego-ul ei, experiența maternității n-a făcut decât să potențeze, de pildă, asta. Și scrisul s-a adaptat, iarăși, dacă o scriitoare este constitutiv, să zicem, depresivă și neagră, experiența asta, de asemenea, potențează, agravează, dramatizează, de fapt, o astfel de perspectivă asupra lui, pentru că dintr-o dată nu e vorba doar de o singură persoană care este damnată în eternitate, ci de două, să zicem.